Doliu în România. A murit un celebru om de afaceri din România. Este vorba despre afaceristul Marian Răuță, care a decedat vineri. Marian Răuță s-a stins la vârsta de 62 de ani. Marian Răuță era directorul firmei de securitate Șoimi Security Protect, care asigura securitatea stadionului echipei FC Argeș. Vestea decesului lui Marian Răuță a șocat întreaga comunitate argeșeană, mai ales pe cei care îl cunoșteau personal. Potrivit primelor informații, acesta ar fi făcut infarct. Marian Răuță e originar din localitatea Musceleană Ărcăr și a fost de profesie ofițer de armată. După 1989 a deținut funcția de șef al nou înființatului Corp al Gardienilor Publici, cam ceea ce e azi poliția locală. Apoi și-a creat propria firmă de pază și protecție, care a prosperat. Firma lui Răuță a asigurat vreme de câțiva ani paza stadionului Nicolae Dobrin la meciurile jucate acasă de FC Argeș, dar și la cele jucate pe stadionul orășenesc din Mioveni, la meciurile echipei din localitate.